Vin clienți în cabinet care întreabă ce pot să fac ca să se schimbe partenerul, ca să fiu și eu fericit. În realitate, fericirea fiecăruia dintre noi ține de tine și doar de tine. Dacă nu poți fi fericit tu cu tine, mai greu o să reușești să fii fericit alături de cineva, pentru că vei căuta să-i pui în cârcă acestuia responsabilitatea fericirii tale, ceea ce este complet eronat. Ca să fii fericit tu cu tine, se cere să te cunoști, să știi ce e important pentru tine, să-ți cunoști și să-ți apreciezi tu valoarea pe care o aduci în viața ta și a altora, să te accepti cu ritmul propriu de a face lucrurile și cu felul în care faci schimbări acolo unde se cere, să-ți asumi să faci acele schimbări permanent. Cu cineva începi o relație ca să-ți împărtășești bucuria ta de a fi cine ești. Evident că pentru a funcționa relația se cere să aveți valori comune, să fie în mare aceleași lucruri importante pentru amândoi. Totuși este complet aiurea să te aștepți ca celălalt să se schimbe complet doar de dragul tău, în timp ce tu poate nici nu știi concret cine ești și ce vrei. Când cerci ca celălalt să se schimbe pentru a fi tu fericit, de fapt spui că refuzi să faci munca interioară de descoperire de sine și de vindecare. Să aștepți ca altcineva din exterior să te completeze făcând munca în locul tău. Când alegi să te reîntregești tu, să te vindeci ca să ajungi să te simți întreg, atunci vei intra într-o relație doar pentru că îți face plăcere să fii cu acea persoană, nu pentru că ai nevoie de ea ca să te simți întreg. Cele mai multe probleme din relație vin din exact această nevoie de a rezolva celălalt conflictele tale interioare pe care refuz să-ți asumi să ți le rezolvi singur. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.